nu crash-uri, ce situații penibile ați avut la date-uri? Eu mi-am amintesc o fază. În perioada asta? Da. Săptămâna trecută a fost. Nu eram eu? Nu. A. Săptămâna trecută nu era ea. Trecută nu era ea. Bine că am lămurit asta. Da, da. Te rog, continuă. Mă dau seama. Acum... Da, eram la mama, da. Te rog, fă-te în continuare. Așa zi. Serghei, camera pe tine, te ascultăm. Nu, mă, eram... Nu știu, printre 10, 11, nu știu, am ieșit la un fel de date cu o fată, dar nu a fost date, a fost o chestie super cringe, așa care... Doamne. Deci, era bărbat? Nu, a fost de ea, a fost de mine, cât de penibil m-am comportat eu. Na. Dar de ce? Că aveam emoții așa și nu știam ce să fac. Și erai ca prima dată la... Da, ceva, eram... Stand-up și... Oh, mai rău. Și gen, ideea este că, că nu știu ce am făcut... am mers, ne plimbăm și eu tot vreau să... Hai să ne așezăm undeva, să bem un suc sau ceva. Și ea, nu. Nu era de putut. În fine. Pleca și o săptămână de acasă și tu nici măcar... Halal. Și... Nu mai, nu, mai... Anisio, nu cred că îi mai cer bani pe episodul ăsta cu o duce, deja rău, adică... Îmi bag picioarele. Da, și eu în curs să moară mama. Dă timpul ăla. Domai, deci am vrut să... tot mergeam prin oraș și tot vreau să zic hai să ne oprim aici să bem un suc. Și ea, nu, da, aici, da, aici. Și nu prea... Era probabil super cringe. Femeia vrea un vin. Era zi, era... Nu, cred că era cazul. E din era, Moldova, ce ai? Era cringe oricum. Și la un moment dat am ajuns într-un magazin și mi-am cumpărat un ceas, că nu știu cum am ajuns în magazinul ăla și mi-a luat rușinii să nu cumpăr nimic, vă jur. Și-am luat un ceas de rușinii, mi-am luat eu un ceas și... Și aveai bani la tine? Stai să vezi, asta e penibil. Aveam niște bani la mine și mi-am luat un ceas și după aia treci, plecăm de acolo și zice, da, e foarte frumos ceas. Eu n-am înțeles nici până acum ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Și ajungem la unul de ăsta care vindea ursuleți de Valentine's Day ceva și am zis, cumpăr un ursuleț și n-am mai avut bani de ursuleț. Și m-am făcut super de râs, așa că... Era și super scump ursuletul de la pula mea, că era absurd de scump. 10 lei! Era 30 de lei când un ursuleț de la costa 3 lei sau ceva. Și eu n-am mai avut bani de ursuleț. Și m-am dat așa la ala, zic, nu mai am bani. Ok. Și am plecat, am văzut acolo super penitul. Doamne, dar... și asta a fost despărțirea voastră. Dar nu cred, nu mai știu. A, ba nu, stai! Și la final vine gagiusul, iar nu mi-o zgari gagiusul. Nu cred! Da, da. Și mă speră că dacă o să spui stai Anisia, tu erai. La final... Păi mai bine. La final a venit gagiusul, jur. Deci vine... Cursulețul cumpărat? Da, mă. Îți jur. Dar eu nu știu, eu n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ea nu a vrut să-i zică lui gagiusul că se întâlnește cu un tip. Eu n-am știut că are gagiu. Și după aia eu am mers cu prietenul meu să-și cumpere un ceas. Și eu zic, da, am luat pe ceas. O fost... Toate nivelurile de penibil acolo, wow. Să mă mă deci, fost, deci cum zic, mergeam pe lângă ea pe stradă, deodată ea se oprește, când venea un tip așa și sărută. Și eu m-am blocat, eram... Ce dracu mi-a luat ăsta înaintea mea? Eu m-am chinuit să iau ursul, da, și ăsta o de acum. A fost atât de brun, așa, și ăsta era, dar tu... Și nu mai știam ce se întâmplă și... De așa a venit... gagiusul. Nu, stai, știi care a fost ironia maximă? Că nici el nu i-a cumpărat nimic din 8 martie sau ceva. Că mi-a povestit mie cum a uitat banii acasă pe birou sau ceva. Sigur a uitat banii pe birou, nu știu, da? Nu știu, Cert este că n-a primit nici la mine nimic. Dar până la urmă, bine că n-a primit, că am aștept să fie. Adică măcar putea să-mi zic, bani, prieten. Bă, femeia bună economist și o lua 2. Și știi. Din 2 se iasă un cadou. Dar vezi că nu ești, trebuie să-ți iei al treilea. Cu siguranță probabilitatea, da, ca să-ți iasă un cadou e mai mare.